Stimați cetățeni, un alt subiect în care dorim să ne oprim, sau asupra căruia dorim să ne oprim, e vorba despre traseismul politic sau tranzacția pe bursa parlamentară sau pe bursa și pe bursa partidilor politice. În speță dumneavoastră cunoașteți că multe din partidele politice, deci sunt înregistrate inițial, care au fost înregistrate la Ministerul Justiției, actualmente deja deci se consideră înregistrate la Agenția Servicii Publice, în registrul partidelor politice și nu mai participă atât de activ în electorale, în alegerile fie locale, fie parlamentare sau chiar și prezidențiale. Dar așteaptă să fie cât mai deci profitabil tranzacționate pe bursă. Am înțeles că și tranzacții sau de la începuturi există. Există. Dacă există piață, există cerere și ofertă, tranzacțiile au loc. Dar mai mult ne-ar interesa la acest compartiment deci tranzacțiile pe o altă bursă, pe bursa deja parlamentară. Cunoaștem de la un timp încoace, deja deputații se vând cu, cum se spune, pe la piața centrală, la grămadă, la pucioc. Deci aici este problema, problema cea mare. Și orice situație are și o problemă, are și o rezolvare. Și este această soluție, soluția se găsește în norma constituțională. Dacă unii chiar au semnat acolo o cerere prin care au informat deci, conducerea Parlamentului că deci, au fost cu brio tranzacționat pe bursa parlamentară și au trec dintr-o fracțiune parlamentară într-o altă. Aceste lucruri, ca să nu perpetuie, trebuie de intervenit în norma constituțională. Și dar în așa mod ca deci, să împăcăm și varza și capra. Adică inițial să luăm, deci să mergem ca un legumicultor care cunoaște tehnologia, ce? Să colectăm, să strângem varza și după aia să-i dăm voie căprii pe ce? În grădină, la varzabatul. Și după aia, și o să fie sălcură, deci, și lui legumicultorul și capra. Iată cum. Și aceste prevederi se găsesc aici. Trebuie introduse, amendate prevederile în norma constituțională. E cu putință, e în puterile noastre. Mărite popor, de aceea nu vor face niciodată deputații acest lucru și toate ce noi intervenim, că sunt în defavoarea dumnealor. De aceea noi trebuie să venim alături, numai împreună putem să izbutim ca să intervenim, să modificăm Constituția. La acest compartiment, ca să terminăm cu tranzacțiile pe bursa parlamentară. Mai mult decât atât, dacă noi am vorbit despre faptul în cauză, trebuie să recunoaștem că unul din președinți, care deci de partide, invoca faptul că au semnat și cu sânge, dar au trădat până la urmă. Astăzi, cei de-au trădat cer deci însăși credință, credibilitate, devotament față de ei, loialitate sau, cum se spune la noi în popor, să devină lingăi, da? Și nu cumva să își permită luxul să se tranzacționeze pe bursă, cum am făcut ei. Iată problema ca să nu mai apară nici la unii președinți de partide și alte posturi care le ocupă sau le-au ocupat. Problema asta poate fi soluționată prin modificarea prevederii normei constituționale. Noi suntem APS, venim cu această propunere și avem nevoie de sprijinul noastră. Numai împreună putem să izbutim. De aceea, mărite popor, numai dacă ne vom conjuca eforturile, vom veni alături și împreună vom promova acest proiect de revizuire a Constituției, vom izbuti. Altminte, ne vom sta în baltă și ne vom băcăra într-una și fără rezultat.
să nu așteptăm, deci, pomană din partea celor care se tranzacționează pe bursă, adică a deputaților. Nu integrau a tuturor, a mare majorități. Situația trebuie rezolvată și am spus care ar fi soluția aceasta, modificarea Constituției.